Pe 22 martie se sărbătorește în toată lumea Ziua Mondială a Apei. Apa a fost celebrată astăzi și în județul nostru. La stația de tratare a apei din Cugir s-a organizat Ziua Porților Deschise. Există o tradiție deja ca în fiecare an, Secea Apă CTTA Esalba să invite elevi într-o scurtă excursie educativă la obiectul aparținând sistemului de tratare a apei la stația din Cugir. În acest an au participat Școala Gimnazială numărul 3 și Colegiul Național David Prodan. Cu această ocazie ne aflăm la stația de tratare a apei de la Cugir. Sucursala de apă Cugir, sucursala operatorului regional Alba, organizează o zi a porților deschise. În această zi se va face o prezentare a stației de tratare a apei pentru un grup de elevi de la Școala Generală numărul 3 și Colegiul Național David Prodan, în care se va prezenta modul de producere a apei potabile pentru orașul Cugir și în același timp se va promova și proiectul operațional sectorial de mediu. Secția de tratare a apei Cugir asigură necesarul de apă potabilă pentru localitățile Cugir, Vinerea și Bot și Balomir. 22 martie, Ziua Mondială a Apei, este sărbătorită în toată lumea sub patronajul Organizației Națiunilor Unite. Anul acesta, tema stabilită de ONU pentru manifestări a fost cooperare în domeniul apei, să facem să se întâmple.